Dinamo Pisci, Pozzi și Radu Ștefan. Pressing al Timișorenilor, câștigă acolo Omo Zemlie. Se aude fluierul lui Pisci, lovitură liberă pentru Bori Timișoara. Faultul lui Cristea, a arbitrat ultimele două victorii ale lui Dinamo în fața Politehnicii Timișoara. În tur 3-1 și 1-0, două mici pe timișoreană. Erau bine plasați Dăciulescu și Niculescu. Văzut acolo Ionuț Matei, același Omodoe Muchi, încearcă o combinație și o reușește cu Alexa. Omodoe Muchi a trecut elegant pe lângă Bălace, pasă pentru Mară. Minutul 39. În continuare, avantaj minim pentru Dinamo. Lista de rezerve a echipei antrenate de Alina Arcunor se urmă la această acțiune, însă cu Omodoe Muchi. O pregătire pe partea stângă, în care este Mansur. Omodoe Muchi și așează mingea pentru piciorul drept. Centrare pentru Mansur. Mansur nu este niciun jucător timișorean în careul dinamovist. Să vedem dacă ajunge Mansur la această tere în forță. Centrare spre Mendy, acolo este Branicovici și așează mingea. Centrare pentru Claudiu Niculescu. Contact extrem de puternic în fața lui Claudiu Niculescu. Iată-l pe Branicovici preferând pasa. Nu știu cât de rea a fost intenția. A intrat la sacrificiu la Tomlevici. Medicale extraordinare. Bine, bine să-l blocheze Amat Emegara împreună cu compatriotul său Omodoe Muchi. Și-a crescut ritmul.